Mai țineți minte de jaful din casa milionarului Dan Nicorescu? Ei bine, tâlharul care l-a legat și l-a jefuit pe milionarul Dan Nicorescu a fost identificat de anchetatori. Acesta se afla deja în arest. Atenție, pe motiv că ar fi aruncat în aer și două bancomate, unul în sectorul 3, iar al doilea în Brăila. Dar era de asemenea vinovat și de comiterea unei tâlhării similare cu cea comisă asupra lui Dan Nicorescu. Omul de afaceri, vă aduc aminte, a fost atunci lovit, electrocutat și legat cu o pereche de cătușe de individul mascat, care ar fi plecat cu ceasuri și bijuterii în valoare de peste 300.000 de euro, dar și 2.500 de euro cash. Andrei Dumitrescu, colegul nostru jurnalist la Gândul, e acum alături de noi. Mulțumesc, Andrei! Bună ziua! Cum au reușit polițiștii să facă legătura cu băiatul, cu bancomatele în aer, ca să zic așa? Atunci când s-a făcut cercetarea la fața locului în casa milionarului Nicorescu, s-au ridicat mai multe probe. Criminaliștii au reușit să identifice o urmă de țesut din care s-a extras ADN în momentul în care l-au prins pe tâlhar. În ancheta în care era căutat pentru aruncarea în aer a unor bancomate, i-au făcut analizele și au scos ADN-ul ca să vadă dacă el este căutat și în alte dosare, dacă mai are probleme. Și cu ocazia asta au descoperit că ADN-ul suspectului este 1-1 cu ADN-ul celui care a intrat și peste Dan Nicorescu. Bun. Deci băiatul n-a fost atât de inteligent încât să nu lase urme în cele din urmă. Eu nu știu exact unde, probabil că pe cătușe, a fost o urmă de care el nu și-a dat seama, pentru că e clar că noi avem de a face cu un infractor cu foarte multă experiență. Și cu o zonă ceva mai vastă de manifestare, adică fiecare unul... De obicei erau specializați băieții ăștia. Asta zic, unii erau pe partea asta de intrat în case, luat ceasuri, apropo și de această chestiune, bine, nu, unde să-ți ții ceasurile dacă ai ceasuri scumpe, că le forți. Însei, dar te prinde, te leagă, scrie pe un bilețel că mai nou se poartă bilețelul, deschide seiful că te omor și scoți ceasurile. No. Andrei, da, te rog. Acum dacă analizăm puțin profilul autorului, ne dăm seama că e clar, avem de-a face cu un infractor specializat în fapte cu violență. El provine din spațiul ex-sovietic, este cetățean basarabean, el și-a obținut cetățenia română undeva în anii 2000. Cel mai probabil el nu a colaborat cu anchetatorii, pentru că, în general, infractorii care provin din zona aceea respectă legile mafiei ruse. Legea tăcerii este extrem de importantă pentru ei și el nu a dat absolut deloc relații. Anchetatorii români consideră că e destul de evident faptul că el a părăsit teritoriul României, având cetățenie română, a putut să plece în vest, pentru că România fiind țară UE, a putut să plece cu buletinul și s-a specializat în diverse infracțiuni. Probabil că el la bază a fost tâlhar, iar în străinătate a învățat să jefuiască bancomate cu explozibil, pentru că nu este o infracțiune specifică României. Odată cu să se ducă în Basarabia, nu i-a surâs. Și atunci a venit în România. Și am văzut ce s-a întâmplat. Și uite cum ajungem să fim o țară de import pentru băieții ăștia veseli, pentru că și asta arată cât de puternic e statul român în acest context. Mulțumesc din suflet, Andrei!